Bună seara, bun găsit la Nașul, sunt Radu Moraru și avem în această seară un invitat special. Îl cheamă Eftimie Belciuc și este politician și om de afaceri. Bună seara, domnule Belciuc. Bună Bine seara. Ați venit. Bună seara. Sunteți o pasăre cam rară în emisiunile de televiziune. Colegii mei chiar au făcut pariuri că nu o să veniți în seara asta, cu toate că noi am promovat emisiunea. Am spus că o să veniți. Politician ar trebui să vorbească mai puțin, să facă mai mult, domnule Moraru, nu credeți? Asta mai lăsați-o, domnule, că sună lozincă asta, toată lumea o spune, iertați-mă. Am fost ocupat. Sincer, sunt un om foarte ocupat. De ce evitați presa? Pentru că în ultima vreme numai eu știu de câte ori v-am sunat. Colegii mei au vorbit cu toate secretarele de pe lumea asta și nu v-au găsit. Erați tot timpul plecat din țară, de anul parcă aveam mai mult de 365 de zile. Da. Sunteți atât de ocupat? Da, aceasta e realitatea, sunt foarte ocupat. Nu vă ascundeți? Nu, nu sunt nicio formă. De altfel, chiar îmi face plăcere că ați insistat și că ne aflăm aici. Bine, stați un pic, nu știți ce vă așteaptă. Sunteți la Nașul. De ce ați intrat în politică? Vă iau așa. Am intrat în politică pentru că sunt un om care am bani, am creat un partid, iar acum încerc să formez o opoziție puternică, sănătoasă, care să transforme România dintr-un stat mafiot cu legi mafiote într-un stat european în care legea concurenței și a celui mai bun câștigă, să elimine clientelismul și cumetria politică în afaceri, la toate nivelurile. Părerea mea, știți sintagma sărac și cinstit? O sintagmă care mă indispune numai când... O sintagmă în care foarte mulți au crezut, ani da, mulți. Din păcate au preluat-o foarte mulți. Ei bine, eu vreau să fiu bogat și cinstit și am intrat în politică, ca să vă răspund, pentru că vreau auzim ca toți oamenii să fie bogați și cinstiți. Noi l-am auzit pe premier venind cu niște lozinci, dacă vreți, cu eliminarea lichelismului, clientelismului. Chiar mai ieri premierul spunea cam același lucru, a venit cu soluții. Da, a creat parchetul anticorupție. Da. Da, parchetul anticorupție este o instituție politică, controlată politic. De altfel este sub controlul Ministerului Justiției, nu? Condus și el de un ministru, de o anume coloratură politică și el. Și credeți că nu o să fie anchetați peștii mari? O să cadă tot una car pe un care a suflat în front sau n-a cotizat unde trebuie. Spuneți-mi, vă simțiți, stați un pic, că știți ce, vă simțiți vizat de Parchetul Național Anticorupție? Nu, mă simt cel mai curat om din România. Dom'le, lăsați-mă. Nu puteți fi cel mai curat, pentru că vă spun ceva, cel puțin o amendă de circulație trebuie să fie avut, dacă nu altele, cu Porsche-ul pe care îl aveți numai când schimbați în a doua și ați depășit legea și limita de viteză. Spuneați mai devreme sau lăsați de înțeles că nu sunteți șantajabil. Nu, absolut. Gurile le spun însă că dumneavoastră de fapt n-ați fi fugit înainte de 90 din țară, ci că ați fost trimis ofițer sub acoperire în zona asta, Morărit, Panificație, și gurirele susțin că aveți niște contacte și contracte încă de atunci cu bani încasați. Aceasta este o chestiune care... Au fost și sunt acuzații foarte grave, aduse de ziare importante, de presă. Foarte grave, dar au fost demontate în instanță. Există... Și credeți că instanța și-a făcut datoria cu mâna pe inimă? Aveți curaj să vă uitați la mine să spuneți... Absolut. Că n-ați intervenit nicicum? Există o hotărâre definitivă a Tribunalului București, prin care ziarul care a comunicat această minciună a fost obligat să îmi plătească daune. Ce animal? Da, ar fi o alternativă în cazul în care nu ne mai înțelegem cu Dandu. Cum așa? Când eram consilier la Răposatu, vine la mine un alt consilier, un fel de contabil de cea pe consilier la agricultură. Și zice, toți consilier, am și o problemă, eu n-am intervenit în viața mea pentru nimeni, dar asta e situația, n-am încotro. A venit la mine o rudă din provincie, îndepărtată, mă rog, cu un nepot, că să-l ajut să-l angajeze la agroimport-export, să aibă și el un salariu. Toți consilier, zic, mă rog, să aranjează. Într-o bună zi, la ușă, omul meu, transpirat tot, alb ca varul, dârdâind, toași consilier, e jale. Omul nostru
Eftimie Belciuc ne-a rămas în Olanda, domnule. L-am trimis să cumpere niște utilaje de panificație și ne-a rămas omul în Olanda. Ne-a rămas, adică mă implica și pe mine. Și mă duc țintă la generalul Mihalea. O, Nedincă Prejbeanu, zice generalul. Ce faci, domnule? Și eu vreau să te văd. Să-ți mulțumesc foarte mult pentru omul nostru, domnule, care s-a înșurubat fenomenal. Într-o săptămână s-a înșurubat în Olanda. Și vreau foarte mult să-ți mulțumesc că ne-ai ajutat, că noi nu puteam să-l angajăm atât de repede, să-l trimitem afară, dacă nu interveneai dumneata. Am înțeles. Adică ăsta... El. Te cunoaște? N-are de unde. Contabilul a murit, generalul Mihalea s-a prăpădit la Revoluție. Să-l cauți pe Romanescu. Am verde? Caută-l pe Romanescu.